este munca depusă la catedră de-a lungul anilor și nu sunt puțini. M-am hotărât pentru această culegere. Este prima dintr-o serie de patru. Și o să vă ziceți de ce am început cu clasa 12, firesc că ar fi fost să încep cu clasa 9. Dar, uitându-ne pe piață, se vândă pentru clasele terminale, unde, într-adevăr, fizica nu prea mai e așa recunoscută pe la toate concursurile, decât cine vrea să facă performanță și cine vrea să meargă mai departe. Și vă spun din experiență, eu lucrând și cu studenții de la Politehnică, vă spun că au niște lacune destul de mari în ceea ce privește materia de clasa 11 și 12. Revenind la culegere, vă spuneam că am început cu clasa 12, pentru că pe piață, din păcate, există foarte puține culegeri pentru acest lucru, pentru această clasă. Urmează, eu am deja materialele, partea e doar de tehnoredactare și de lucrat la grafice, urmează pentru clasa 11 și încerc, drăgălașii mei de la 9A, încerc pentru voi, poate până la 15 septembrie sau 12 septembrie când începe școala, poate reușesc să fac și să facem împreună cu editura și pentru clasa 10-a, astfel încerc voi să beneficiați de aceste lucruri. N-aș vrea să nominalizez ca din motive să nu uit pe cineva, dar în principiu vreau să vă mulțumesc tuturor. Poate că, fără să vreți sau cu voință, m-ați ajutat direct sau indirect în realizarea acestui material și nu neapărat în acest material, în ceea ce fac în viața de zi cu zi. Îmi place foarte mult să mă implic și chiar dacă la un moment dat ajung la epuizare, încerc să mă scutur un pic și să iau de la capăt, să pornim de la zero. Vă mulțumesc încă o dată și dacă în unele momente mai sunt mai agitat, mai nervos, vă rog să mă credeți că e de la obosare. Mulțumesc mult! Mai mereu!